paza bună trece primești diarea. Spunea o vorbă veche culeasă din folclorul românesc. Subliniind mentalitatea practică a oamenilor care și-au din timp măsurile acelea adecvate și practice, prin care, în mod precaut, să nu fie surprinși și nepregătiți în fața obstacolelor vieții. E bine, acest soi de oameni nu va rămâne niciodată fără apărare. Pentru că atunci când problemele vor veni și se vor stabili de jur împrejurul lor, vor avea deja strategia pregătită. Noi știm deja că omul, în general, este precaut și protectiv cu elementele pe care le consideră de valoare în viața sa, dar destul de nepăsător atunci când vine vorba despre componentele vieții care pare să că nu îl interesează prea tare și nu au o valoare sentimentală prea mare. Când vine vorba așadar despre spiritualitate, despre modul în care investim energie și efort în mintea noastră și pentru Dumnezeu, în vremea aceasta și în societatea în care trăim, elementele acestea par mai degrabă învechite, arhaice așadar și de nebăgat în seamă ceea ce au dus societatea noastră și creștinismul odată cu ea într-o direcție total nefastă, în care nu ne mai păzim mintea, nu ne mai păzim starea de fapt de a fi în această lume și les ne cădem în capcana ispitei, tocmai pentru că nu am vegheat. Dacă te uiți în viața ta și vei identifica o sumedenie de fapte, gânduri care nu-ți fac cinste, dacă identifici spite în fața cărora poate ai îngenunchiat prea ușor. Ei bine, începe cu începutul în analiza ta și caută în cufărul de valori al vieții tale. Vezi dacă acolo se mai regăsește conceptul de Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu, pentru că până când nu te vei reîndrăgosti de El, de etica, moralitatea, și de credința divină, orice încercare de a fi oameni cât de cât drepți în această lume va ieșua lamentabil. Până când nu vom reajunge să vedem în Dumnezeu valoarea supremă și inegalabilă, fericirea extremă pe care prin mijloacele noastre omenești nu o putem ajunge niciodată, până când nu vom ajunge așadar să vedem în Dumnezeu și în cuvântul Lui Esența și epicentrul vieții noastre, nu vom avea niciodată la îndemână în mijloacele să rezistăm tentațiilor vieții. Acolo unde sunteți, faceți tot ceea ce vă stă în putință să readuceți valoarea lui Dumnezeu aproape de valoarea inimii voastre. Fiți binecuvântați!